Spune bine o vorbă din bătrân că este tare important ce semeni azi, pentru că știi ce culegi mâine. E să știți că vorbim despre proiecte frumoase în domeniul învățământului din țara noastră. Vorbim despre un proiect incredibil cu susținerea celor de la TechWheel. E vorba de proiectul TechWheel în fiecare școală și cu mai multe detalii în această dimineață. Și vreau să o salut neapărat pe doamna Tatiana Alexeev, manager de proiect TechWheel în fiecare școală. Și pe Nikita Moraru, elev în clasa 10 la liceul ProSucces. Un proiect care a început încă de anul trecut, din septembrie 2020. Vreți să ajungeți cam în fiecare școală din Republica Moldova și asta faceți deja cu succes. În ce constă acest proiect pentru cei care poate nu știu detalii? Deci, în cadrul programului TechWheel în fiecare școală, ne-am propus să aducem profesiile viitorului în fiecare școală din Republica Moldova. Care ar fi profesia viitorului? Așa, am pilotat anul acesta 3 profesii. Așa. Este vorba de programarea în limbajul C++, proiectarea și dezvoltarea web și designul grafic. Astfel, peste 5.000 de elevi... Ați implicat elevii foarte activ, da? Da, cu vârsta între 13 și 19 ani, din aceste 77 de școli, au studiat anul acesta anume aceste discipline, care au fost oferite pe platforma noastră techwheel.online. Deci noi am dezvoltat și resurse digitale, lecții video, teste de evaluare, astfel încât profesorilor să fie mult mai ușor să predea aceste discipline elevilor. Iar rezultatele frumoase pe care le-am văzut de la elevi și profesori ne-au entuziasmat și inspirat să lansăm și o competiție pentru ei. Ah, foarte fain! Cum îți pare această idee și ideea competiției și a proiectului în sine? Tu cum ai revenit de pe partea cealaltă, fiind student care este nemijlocit implicat în acest proiect? Păi, din punctul meu de vedere, ar fi ceva nemai uitat, captând noi idei, devenim mult mai creativi, mai originali și chiar mai competitivi. Tu ai și participat, tu ai creat un logo. Da, despre ce este vorba? Logo-ul meu, scopul nostru a fost să promovăm o instituție turistică locală. Aha. Astfel am creat un logo promovând agrobesenia Nistru în toată Republica Moldova. A fost greu acest proces? Cum se întâmplă? E proiect de gașcă? Adică sunteți mai mulți? Sau este pe cont propriu? Cum? Este proiect de echipă în care fiecare și-a avut scopul său. Astfel, într-un termen limită, într-un deadline, am reușit să creăm un proiect într-o lună. E bine. Și să înțeleg că asemenea inițiative au fost în mai multe școli și au participat mai mulți elevi, fiecare venind cu o idee, da? Da, în cadrul programului am avut dosare din partea 67 de echipe, ceea ce înseamnă în jur de 250 de elevi și profesori. A fost și fel de competiție. Da. Aha, asta și mai tare încă te înfierbântă să realizezi lucruri faine. Da, am avut competiție pentru treapta gimnazială și pentru treapta liceală. Nikita face parte din echipa de câștigători la liceală. Felicitări! Vă mulțumesc! Eu sunt tare curioasă. Cum ați putut elabora acest proiect? Cum au reacționat instituțiile de învățământ din țară, Ministerul Educației? Adică cum a fost totul? Programul nostru este dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în care noi am modernizat oferta curriculară prin introducerea acestor discipline noi din domeniul IT respectiv vom pilota în anul viitor alte 3 discipline noi, inteligența artificială, aplicațiile mobile și antreprenoriatul. Și ne dorim să diversificăm și competiția TechWheel Junior Ambassadors pentru anul viitor. Vom include pe lângă categoria de design grafic și celelalte discipline. Astfel îi vom invita pe toți elevii să participe în această competiție. Începe cumva odată cu noua an școlar? Da, vom anunța categoriile de competiție deja în toamna, în 2021, astfel încât în primăvară deja să avem echipele câștigătoare anunțate. Cum spuneam, sunteți printre echipele câștigătoare. Câți sunteți în echipă? Și cum se întâmplă totul? Aveți un mentor? Mentorul este profesorul? Da. Sau cum e? Mentorul nostru este domnul profesor, domnul Darius. Așa. El ne-a ghidat și ne-a susținut cu toate ideile. Iar echipa noastră a fost constituită dintre 4 elevi, 4 colegi sau 4 prieteni. Foarte mare echipa. Aha. Nu. Sunteți, în sensul, știi cum, când se creează o echipă și se lucrează asupra unui proiect creativ, mai apar dispute, tot felul de momente. Cum a fost în cazul vostru? Păi, însuși, mentorul nostru, domnul Darius, a dorit să ne ghideze, n-a dorit să ne certăm, să apară indiferenți. Astfel, a monitorizat procesul monitorizat, astfel, chiar și apărând idei mai slabe, să nu zicem mai slabe, el ne-a susținut și ne-a venit cu idei, cu un suport.
Pozitiv. Asta e foarte bine. Da. Care este totuși pe termen lung viața proiectului TECFEL în fiecare școală? Care este scopul, ca să zic așa, scopul care înglobează toate proiectele în sine? Ce vă doriți prin acest proiect? Noi ne propunem până în anul 2024 să conectăm peste 90% din toate liceile din țară la programul TECFEL în fiecare școală. Foarte ambițios, dar realizabil, nu? Absolut. Pot să spun că deja suntem la jumătate din acest obiectiv. Avem deja 234 de școli, gimnazii și licee conectate la program. Noi ne propunem să dezvoltăm o nouă generație de tineri care au acele competențe digitale, care au idei creative și pot să răspundă necesității comunității prin produsele și serviciile pe care le vor presta în viitor. Bănesc că deja cumva puteți să... V-ați făcut o concluzie general valabilă despre cum au interacționat elevii, despre capacitățile lor, despre felul și modul în care au acționat. Vin cu idei interesante, îndrăznețe. Cum vedeți generația asta nouă, dacă pot să zic așa? Tinerii de azi. Foarte promițătoare, eu aș spune. Deci, rezultatele care au dat dovadă elevii au depășit cu mult așteptările noastre. Noi sperăm în continuare să avem o generație care gândește creativ. Îndrăzneață. Care pune întrebări, îndrăznețe și care vine cu soluții. De ce nu soluții de genul în care să ofere suport acelor entități afaceri mici din țară și acele locații turistice mai puțin cunoscute, astfel încât să fie promovate prin ideile lor creative. Cum au și făcut Nikita și echipa lui. Tu când vei fi mare, deja ești mare. Ce vrei să te faci? Pentru că tot vorbim de profesia viitorului, de... În viitor plănuiesc să mă încadrez în instituția programării, în IT, în cariera jocurilor și software-urilor. Asta e viitorul, da? Asta e viitorul, fiindcă o să fie destul de căutat acest job. Deja sunt căutate. Am înțeles că în timp de pandemie, cei care au cu jocurile au câștigat dublu. Vă stătea toată ziua acasă. Triplu chiar, ia uite, știi mai bine ca mine. Cum n-ar fi acolo, este foarte important, cum spuneați și dumneavoastră, tinerii să aibă curaj și să găsească soluții, pentru că soluții sunt la diferite probleme și la diferite încercări în viața asta, până la urmă poți să rezolvi dacă ai încredere în tine. Și cumva proiectul dumneavoastră vine să le ofere această încredere, că totul e posibil. Cu ajutorul profesorilor. Cu ajutorul profesorilor, evident, profesorii sunt cei care ne ghidează și le mulțumim, mai ales că a fost un an complicat și pentru profesori, și pentru elevi. A fost învățământul ăsta online, un pic a fost așa mai anevoios, dar până la urmă parcă se stabilizează lucrurile. S-au liniștit un pic apele. Mulțumim tare frumos în această dimineață alături de noi, Nikita Moraru, elev în clasa 10 sau deja 11? Deja 11. Deja 11 la Liceul ProSucces și desigur doamna Tatiana Alexeev, manager proiect TECFEL în fiecare școală. Eu vă mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm data viitoare cu noi rezultate și lucruri despre care să știe lumea care e acasă. Iar elevii care ne urmăresc în această dimineață, neapărat să participe, pentru că spuneați și dumneavoastră, din toamnă începe o nouă etapă, cum ar veni. Exact. Așa. Mulțumim. Mulțumim. Mare drag. Zi frumoasă. Baftă. Mersi.